Chiar la această oră are loc o ședință de guvern la Palatul Victoria. Executivul va aproba în ședință un proiect de ordonanță de urgență prin care valoarea tichetelor de masă crește de la 30 la 35 de lei de la 1 august. Tot în ședința de azi, executivul va aproba și proiectul de ordonanță pentru modificarea și completarea legii pentru prevenirea și combaterea cancerului. Cele două partide discută azi și despre măsurile care vor fi luate pentru reducerea deficitului bugetar. Cu mai multe informații despre proiectele aflate pe masa guvernului, vine în acest moment Antoanela Răileanu, care se află la Palatul Victoria. Bun găsit, Antoanela! Bună ziua, Gabriela, și bine v-am regăsit. Potrivit ultimelor informații, măsurile fiscale și bugetare de acoperire a deficitului bugetar au fost finalizate. Aproape 90% dintre acestea au fost deja agreate de către partenerii de coaliție PSD și PNL. Surse guvernamentale anunță că în cursul săptămânii viitoare, executivul va aproba un act normativ cu privire la reorganizarea cheltuielilor bugetare, iar printre principala măsură în acest sens se numără reducerea cu 200.000 a posturilor din aparatul bugetar. Potrivit surselor de la guvern, o bună parte din aceste posturi sunt la momentul de față ocupate. Iar în ceea ce privește acordarea facilităților fiscale pentru angajații din IT, agricultură, industria alimentară și construcții, Comisia Europeană a recomandat implementarea unui prag unic în acest sens, însă guvernanții nu au ajuns la un consens până la ora actuală. Iar în ceea ce privește impozitarea cu 1% anual pentru clădirile care cumulat depășesc valoarea de 500.000 de euro, se urmărește astfel colectarea masivă a impozitelor la bugetul de stat. Asta pentru că susțin sursele de la guvern, România în plan european se află printre ultimele țări privind colectarea impozitelor pe proprietăți. Așa, după cum vă spuneam, săptămâna viitoare executivul va veni cu un act normativ cu privire la reorganizarea cheltuielilor bugetare, însă rămâne de văzut cum mai exact vor fi implementate acestea.